bun venit la Zăpăde Estrian, un joc de tip puzzle în care nu mergi 3D, dar te plimbi printr-un sediu ca și cum ai fi singur noaptea într-o cazarmă abandonată. Ia să vedem cum potrivim ușile și cum coborăm scara aici. Trebuie să coborăm la un etaj inferior. Acum îi dăm F pentru a rula și folosim scara și am plecat. Iată unde suntem. Folosim iarăși F. Cred că totuși era bine inițial. Nu sunt toate ușile făcute. Legăturile sunt făcute. A, nu se potrivesc scările. Și s-au deschis iarăși toate ușile. Săpim cu space. Și iată că a reușit. Mergem mai departe în depozit. Și sărim vreo 3 etaje. Găsim cheia. Hey, use. Da, ne arată tot asta e. Use the ladder. Da. Deci, cheia e aici și noi suntem aici.
facem un switch aici. Și cam asta e toată povestea. Am ieșit. N-am ieșit afară încă. Sunt tot în depozitul ăsta părăsit. Până vine dimineața. Deci, dragii mei, logica poate fi câteodată de fier și poate să nu te ajute când vrei să supraviețuiești. Dar acum să vedem dacă poți să sar până la scară. Trebuia încrucișate. Ca să cobor, nu scurg. Și acest labirint al unui depozit numit de mag ne va mai duce. Sunt la ventilatoare. Am ajuns și la parter.
use tasta E. Să vedem dacă nu-mi frâng gâtul pe aici. Ia uite-vă aici ce labirint. Deci cert e că nici nu știu când să iau cheia și când... Am ieșit și din acest labirint al cutiilor de vânzare. Și pentru episodul 2, până data viitoare, vă spun la revedere.